Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middle Easter. dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costa absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și de ce nu să distribuiți videoclipurile mele persoanelor interesate de acest subiect. Bun, acum când filmez eu, este ce să vedeți joi, 17 octombrie, da, în ultimul videoclip, cel cu unboxingul um, ultimelor, de fapt e prea mult spus, ultimelor lansări periscorner deoarece acolo treaba e pe bandă rulantă. În videoclipul cu unboxingul um, Minia și Minia Coco Lash, vă spuneam că mai filmez un clip, ce să vedeți, e? nu s-a putut, filmăm astăzi. Bun, și astăzi o să vorbim despre, nici nu știu cum o să denumesc acest videoclip, pentru că am strâns, am adunat lângă mine 10 parfumuri, cum să spun eu, de toamnă, din categoria Easy Rich sau No Brainer, cum se spune, genul acela de arome pe care eu, da? Deci această selecție este strict în baza gusturilor mele. S-ar putea ca anumite arome să fie prea mult pentru dumneavoastră, nu știu, poate dumneavoastră le preferați pe vreme și mai rece, da, iarna sau nu știu, poate unele le purtați pe vreme caldă, habar n-am, n-am de unde să știu. Dar am alături de mine 10 arome care pentru mine sunt, da, pur și simplu întind mâna fără să stau pe gânduri pentru către ele, dar în afară de treaba aceasta, mă umflă și râsul pentru că eu n-am făcut așa ceva până acum pe canalul meu de YouTube, însă tot discutând cu multe dintre dumneavoastră, atât pe Instagram, veți avea link în bara de descrieri, cât și pe Facebook, pe grupul meu de Facebook Freak Family, mi-a se adresa câteva întrebări. Bine, tot de arome ține toată treaba, doar că nu este vorba de parfumuri. Și am adunat, am strâns lângă mine câteva din preferatele mele pentru toamnă și din categoria altceva în afară de parfumuri. Stați liniștiți, nu o să fac un obicei din treaba aceasta, canalul meu este închinat și dedicat parfumurilor, dar hai să vorbim, hai să vă arăt ce am strâns eu lângă mine. În primul și în primul rând, ca aromă de toamnă pentru casă, bucătărie, dormitor, baie sau ce mai vreți dumneavoastră, eu prefer să... Um, topesc ceara, da? Știți, sunt chestiile acelea, tabletele acelea pentru din ceară care le puneți într-un difuzor special, o să vă inserez o imagine pe undeva pe aici și pur și simplu aprindeți o candeluță, cum le spun eu la lumânărelele acelea tip pastilă și ceara aceea se topește și miroase frumos în toată casa și da, deja le-ați văzut Trebișoarele acestea, dacă sunteți iubitoare de treaba asta cu ceara topită, le găsiți la Pepco, costă 7,50 de lei bucata, da? Și este ceară cu aromă de măr și scorțișoară. Deci credeți-mă că am stocuri. Deci am provizii din treaba asta. Costă 7,50 lei și aici ai câte pătrățele? 2, 4, 8. Da? Ai 8 uh, pătrățele, deci ai cum ar veni uh, dacă aprinzi una pe zi, o săptămână și o zi da? pentru 8 zile, ți ajunge și costă 7,50 de lei Sunt divine, jur, uitați de uh, spray-uri, uitați de alte chestii, ceara asta și în special aroma asta măr și scorțișoară, uh, nu știu, mă obsedează Mă obsedează, și din nou, în opinia mea, este pur și simplu perfectă pentru toamnă. Da? 10 din 10, categoric. Bun. Uh, hai să o luăm cu un gel de duș. <laughs> și, vorbim aici despre un brand, nu știu, nu am fost eu atrasă, pentru că atunci când e prea mult hype pe ceva ce înseamnă în afară de treaba cu parfumurile, da? Deci totul până la parfumuri. Dar când e prea mult hype pe ceva ce ține de îngrijire de corp, îngrijirea tenului și așa mai departe, eu prefer să stau departe și să să mai conservatoare. Dacă doriți, merg pe chestiile mele ce le știu, știu că funcționează pe mine și așa mai departe. Dar, Teo, te pup, n-am cuvinte. M-a indus în febra Nala, în categoria geluri de duș, dar în special aroma ambră și burbon. Și ce să vă mai spun? Să vă spun că miroase ambrat, fiind de tot buzi, Pentru că da, eu așa resimt, nu știu, fix așa îți miroasă. Gel de duș, nara, curăță, delicat, bla bla bla. Deci pur și simplu așa, miroase, miroase a toamnă, miroase, nu știu. Dacă sunteți iubitoare de uh, arome ambrate sau zona asta de parfumuri specifice toamnei, categoric o să vă placă uh, genul acesta de produs. Pentru exfoliere, că na, din nou... Uh, oricum, cu ocazia asta, ca să nu fac un clip separat, îmbinăm utilul cu plăcutul. Că multă lume m-a întrebat, ok, cum faci tu să persiste mai mult un parfum, că știi, acum vine sezonul rece și așa mai departe. Da, e drept. Pe vremea rece, în general, pielea omului, indiferent că e bărbat sau femeie, din păcate prinde chestia asta, se usucă mult mai repede, mai pe românește și mai pe înțelesul tuturor. Iar o piele uscată nu va face casă bună niciodată de acum într-o mie de ani cu orice parfum folosiți dumneavoastră. Puteți să aveți mămica și tăticul extractului de parfum. Dacă pielea dumneavoastră este uscată, nu veți avea niciodată performanțe. Da? Niciodată. Și accentuez treburile acestea, deoarece de multe ori, din nou, vă spun, când vorbesc cu multe dintre dumneavoastră, îmi spuneți, da, nu, pe mine persistă 3 ore și atât pe piele. Da? Și în momentul în care vă întreb de exfoliere și hidratare, spuneți că nu. Ei bine, nu. Deci, cel mai scump parfum din lume, cel mai bombă, cel mai, nu știu. Cel mai intens, exact cum v-am spus, mămica și tăticul, și tăticul extractului de parfum, dacă îl aplicați pe o piele uscată, e pa la revedere. Sincer. Și uh, pentru a pregăti pielea pentru un parfum, orice parfum, da, orice tip de parfum, printre uh, treburile elementare, că mă umflă și râsul, în sensul de duș zilnic minim unul pe zi, avem nevoie și de exfoliere, iar eu pentru toamnă prefer, din nou, Teo m corupt, prefer gama Leavish Care, O găsiți în Dr. Max, atât în, era să spun, magazinele fizice, dar sunt farmacii. drogherii mai degrabă. Farmacie, drogherii, în fine, o găsiți în Doctor Max fizic, dar și uh, pe site, da? dacă nu aveți pe lângă dumneavoastră și preferata mea se numește uh, Sugar Toffee Crush. Da? Pentru exfoliere, exfolierea corpului. Care miroase, a ce să vedeți? Fix așa. Da? Fix, așa, fix așa miroase. Uh, caramelicios, tofifi, delicios, tot ce doriți dumneavoastră. Are pentru mine, cel puțin pentru pielea mea, are um, consistența perfectă, nici nu zgârie dacă doriți, nici nu e prea rigidă, dar își face și treaba, da? Și o folosesc o dată, nu, vara, o dată pe săptămână, iarna și toamna, de obicei, în vremea rece, îmi exfoliez corpul de două ori pe săptămână, da? De două ori pe săptămână. După exfolierea corpului, automat ai nevoie de ceva hidratant. Din nou, am lângă mine alte nebunii, tot din categoria Teo. Teo e de vină. Și am aici două loțiuni, tot de la Levișcher. Și anume Sugar Toffee Crush, aceeași aromă precum exfoliantul. Și aici am Sweet Vanilla Woods pentru că da, eu sunt, uh, am o problemă cu vanilia, am o problemă, problemă între ghilimele, cu tot ce e gurmand și așa mai departe, caramelicios și etică. Și da, loțiunile acestea sunt divine. Uh, loțiunile Levișcher, da? Divine. Vin în cantitate de 300 de mililitri. Prețul de obicei prețul standard, dacă doriți, fără reducere, dacă nu mă înșel undeva la 32 de lei, dar credeți-mă că își merită fiecare leuț. Se absorb foarte repede în piele, nu, um, nu lasă pelicula aceea grasă și așa mai departe și sunt foarte, foarte, adică aroma cel puțin pe pielea mea da, o pot resimți. Dacă sunteți, nu știu, dacă vă place să faceți layering, însă nu sunteți neapărat în zona să vă aplicați două parfumuri sau un ulei și un parfum, dar totuși doriți ceva da? care să amplifice sau să intensifice sau să uh, prelungească durata de viață a unui parfum, nu știu. De exemplu, acesta Sugar Toffee Crush merge cu ghilimelele de rigoare, cred că cu. 80% din parfumurile ce le am eu alături de mine astăzi, da? Cu Chisa Delicious, cu French Coffee, cu, cu tot ce vreți. Tot, tot, tot ce vreți dumneavoastră. Și mai am aici, și la aceasta cred că din nou mi-am făcut stoc. Că știți că eu am probleme. Cred că am încă 3 tuburi neîncepute. Vorbim de Brazilian Love, da? Tot de la Dr. Max un dupe, dacă doriți, pentru oh, de mine. Celebrul Bam Cream. Din nou, nu am cuvinte. Miroase ca acela. Uh, din nou, perfect în layering. Și aceeași poveste precum cele de la uh, Levișcher. Se absoarbe foarte repede în piele, lasă uh, senzația aceea de piele hidratată și așa mai departe. Dar, disclaimer, în afară de exfoliere, hidratare și așa mai departe, în afară de hidratarea exterioară, dacă doriți, da, este nevoie de o hidratare interioară, ca să mă exprim așa. Și când spun hidratare interioară, dacă vii și îmi spui, apă? eu ghii okay, roșin că eu beau 2 litri de cola pe zi. Nu! Nu! <gântu -i> apă! Water! Su, ce mai doriți dumneavoastră, da? Apa e sfântă. Beți apă. Multă, multă apă. În primul rând, dacă sunteți doamne și domnișoare, doamne și deja simt așa că o iau pe ulei, că exact cum v-am zis, eu aici vorbesc despre cu totul altceva și acum mă trezesc vorbind despre cu totul altceva și mi se pare puțin dubios, dar credeți-mă că are legătură cu parfumeria, da? Indiferent dacă sunteți domni sau doamne, Exact cum v-am spus, apa este importantă zilnic și o iau, uh, precum uh, reclamele de la televizor, minim 2 litri pe zi și vorbesc la modul cel mai serios. La fel, dacă iubiți cafeaua, cafeaua de băut, cum sunt eu, da? în momentul în care beți cafea, neapărat încercați să vă obișnuiți să beți și apă. De ce spun asta? O să ziceți, da, păi tu oricum. Uh, Ești măritată cu un turc și de-aia vorbește așa. E drept. Treaba asta se întâlnește de obicei în Turcia. Da? În Turcia, dacă mergi, aduce cafeaua și alături un pahar cu apă. Dar cafeaua deshidratează foarte, foarte mult corpul. Da? Eu, de exemplu, beau uneori și trei căni de cafea și nu vreți să știți cum arată o cană de cafea de-a mea. Da? E pe sistem de carafă. Enorm de multă cafea beau. Dar, exact cum vă spuneam, automat beau mult mai mult de 2 litri de apă pe zi. Doamne, minutul 14! Deci, rețineți, în afară de exfoliere, hidratare uh, uh, cu creme, loțiuni și așa mai departe, aveți nevoie de foarte, foarte multă apă. Și, dacă totuși nu doriți să vă combinați aroma parfumului cu aroma unei alte creme, deoarece și eu am momente în care. Nu vreau, sinceră, să fiu nici măcar să combin acel parfum cu altceva. Vreau să simt strict acel parfum și atât. Secretul meu de ani de zile este o gamă foarte scumpă. Și da, fac mișto acum. Pentru că vorbim de produsele Lupilu din hipermarketurile Lidl. Da. Eu am aici varianta ulei. Însă, o să caut să vă inserez aici și varianta loțiune de corp. Nu știu, poate nu sunteți neapărat fane uleiuri de corp, da? Există și varianta loțiune de corp. Este adevărat, sunt special concepute pentru pielea copiilor, deci automat persoanele cu piele sensibilă pot folosi aceste produse și nu conțin parfum. Pur și simplu îți hidratezi pielea, o ai gata, pregătită pentru a aplica parfum, doar că nu amesteci izul, aroma acelui parfum cu crema de pe corp tău. Da? Și eu am aici varianta ulei pentru că secretul meu, dacă doriți, am învățat și eu acum. de deci am urmează să fac 37 de ani, acum 20 de ani, dacă nu mă înșel, da. Acum 20 de ani am învățat și eu de la cineva. În momentul în care îți faci duș sau baie, cadă, ce ți faci tu acolo, da, pe ritualul tău de curățarea corpului? Pe pielea umedă, da, nu te ștergi cu prosopul, pe pielea umedă îți pui ulei în palme și pur și simplu îl aplici pe tot corpul, foarte, foarte bine, masezi ușor, iar apoi cu prosopul pur și simplu vii și nu freci, da, pur și simplu tapotezi ușor, da, Credeți-mă că fac treaba asta de atunci, de 20 de ani și o să spuneți că exagerez însă, de exemplu, bronzul căpătat în vară, pe mine, da? Bine, pe față e cu totul altă treabă, pentru că, na, demachiant zilnic și așa mai departe, chiar dacă eu mă machez strict pentru voi, da? Eu nu mă machez, eu mă machez strict ca să filmez. Um... De machian și alte cele automat, bronzul se ia mult mai repede. Însă, pe picioare vă dau un exemplu, bronzul meu rezistă, fără nici cea mai mică exagerare, până în luna martie. Da? Căpătat în vară. Rezistă până în al doilea an în luna martie. De ce? Pentru că fac treaba aceasta. Inclusiv cu, în afară de ulei, eu practic același lucru și cu cremele de corp. Da? Întotdeauna eu, pie, eu, piele, eu crema de corp, loțiunea, spuma de corp sau nu știu ce produs și așa mai departe, uleiul de corp și așa mai departe, mi le aplic pe pielea umedă, da? imediat după ce am terminat dușul sau, sau baia. Bun, minutul 18. O să, atunci când editez, o să scriu pe undeva pe aici de la ce minut începem treaba cu parfumurile, că, na, poate nu toată lumea e interesată și de latura asta. Eu, ca să evit să fac un clip dedicat ritualului înainte aplicării unui parfum, m-am gândit să comasez toată treaba fix în acest video și am adăugat tot așa ce înseamnă pentru mine toamna, începând de la aroma din casă până la pregătirea corpului pentru parfumurile despre care urmează să vă vorbesc. Nu v-am spus My Scent of the Day. Nu v-am spus pentru că voi începe fix cu el. Vine de la casa... Stați așa. De la ce casă vii tu? Dar nu am cutia. Unde am cutia? Aici. Bait al Bahur. Da. Și v-am mai vorbit eu despre acest parfum, v-am teroriza cu el. Este din categoria mega ieftin, dar miroase mega scump pentru că este sub 100 de lei, mai precis undeva în jur de 80 de lei pentru 100 de mililitri. Și vorbim despre Wadi al Dahab. Da, nu e nimic nou sub soare, însă pentru mine, în momentul în care vine toamna, scot din cutie, că da, ce să vedeți, îl țin în cutie, îl scot de undeva din spatele dulapului și îl aduc mai în față, mai în față, pentru că, da, are un dent considerabil, deoarece pentru mine Wadi al Dahab este toamna într-o sticlă, însă varianta sofisticată a toamnei, dacă doriți este acel parfum cu paciuli care, pe pielea mea, v-am mai spus, va am mai teroriza cu treaba aceasta, pur și simplu țipă a Nutella. Da? Deci parfumul acesta pe pielea mea, paciulii din el, uh, capătă izul acela de Nutella, pur și simplu. Este cald, uh, cald condimentat, Dulce pudrat, se resim și ceva cu ișoare aici, are și un fin de tot subton floral. Este uh, lemnos, vanilat, ambrat, cremos, nu știu, este pur și simplu cameleonic, da? Pur și simplu cameleonic. Pentru mine nu are nici cel mai mic middle eastern, nici cel mai cel mai mic iz arabesc, iar în dry down-ul final strict pe pielea mea, și spun strict pe pielea mea, deoarece am testat treaba asta și pe mami, și uh, pe ea, dry down-ul final nu e aceeași poveste. Este foarte frumos, da? Miroase elegant, miroase sofisticat. Sto <laughs> miroase sofisticat, însă, pe mine, dry down-ul final merge foarte, foarte mult în zona lui Angel Muse EDP, apa de parfum. Da? Cu toate acestea nu vin să vă spun că Wadi al Dahab este inspirat din acel parfum. Nu, nu. Wadi al Dahab este genul acela de parfum de sine stătător, dacă doriți, creație sau ADN original. Categoric, 10 din 10, no brainer, îl poți purta pur și simplu oriunde. Nu mi se pare prea mult pentru birou, nu mi se pare prea puțin pentru un date night, pentru o ieșire, dar totodată îl poți purta și la cumpărături, și într-o plimbare în parc și așa mai departe. Este top, top. Și v-am mai vorbit, știu despre el, însă nu am cum să nu vi-l aduc, să vi-l readuc, da? În, în centrul atenției și este mai sent of the day pentru astăzi. Bun, următorul vine de la Paris Corner. Inițial, bine, din nou, eu am greșit pentru că era lansare nouă și a avut nevoie de nițeluși timp. Inițial eu am crezut că este gurmandul acela de vară. Dacă nu mă înșel, chiar așa v-am vorbit despre el într-un videoclip. A rămas undeva în cutiuța lui, undeva în spatele dulapului Și tot căutând parfumuri ca să vin către voi astăzi cu această selecție Am dat de el și ce să vezi, mi-am băgat nasul în el Și când mi-am băgat nasul în el, șoc! Și vorbim aici despre Kisa Delicious de la Paris Corner Da, Dubai Collection, da, roș 25 pentru 10% discount Oricum, ca de obicei în bara de descrieri Veți avea link pentru absolut toate produsele, da? Pentru cele de îngrijire, hai că vă pun și pentru cele de îngrijire să fie acolo Bun, Kisa Delicious în momentul de față este mai închegat, este mai robust dacă doriți, dar, dar uh, Nu este genul de parfum beast mode, categoric nu Știți că eu ador de fapt genul acesta de parfumuri uh, urlătoare, cum se spune, însă, nu știu, ca orice om, am și eu momente și momente, da? Nu pot să vă mint, să vin către voi să vă spun, da, eu port numai Beast Mode, nu tatic, nu port numai Beast Mode, că înseamnă că îmi dau singura anosmie, dau una la nas și așa mai departe, nu, port și parfumuri mai domolite da? Nu port, nu știu, mai bestii. Bun, chisa Delicious, în momentul de față, exact cum v-am spus. Gândiți-vă așa la o ciocolată, dar nu neapărat ciocolată neagră, deoarece e ușor îndulcită, ceva mai degrabă ciocolată cu lapte, dacă, dacă doriți, da? o ciocolată dulce, de fapt asta vreau să spun, dar am spus bine, și lapte deoarece are o fină fină, fină atingere lactonică, dar gândiți-vă, încercați să vă imaginați acea bucată de ciocolată cu lapte cu niște bucățele de portocală în ea. Nu foarte multe cei drept, dar sunt acolo. Și alături de această uh, ciocolățică aveți și. Da, am lasă senzația de la Aveți și genul acela de uh, budincă de vanilie din aia la plic, cum ne făceau nouă mămicile, bunicile când eram mici. Da? Pur și simplu vanilie, uh, budincă de vanilie la plic. Uh, pe care ai pus ceva bezele, dacă doriți. Bezele și parcă așa, ai decorat-o cu o leacă de frișcă, știi? Cam așa miroase treaba aceasta. Pur și simplu îl ador îl ador. Dar din nou, dacă uh, vă gândiți, nu știu, să fie genul de uh, parfum cu trenă lungă sau cu să umple o stradă sau așa mai departe, nu este el. Nu este el, însă mie îmi place. Din nou, genul de parfum de zi cu zi. Îl poți purta absolut oriunde și oricând. Uh, și încă o chestie foarte, foarte bun în variante de layering. Excepțional! chisa Delicious, din nou, excepțional! Și m-a mai întrebat cineva? Nu, nu are nici cea mai mică legătură cu Nebra's Gold de la Latafa. Pentru mine, nu. Nu, nu are treabă cu acel parfum. Nu este inspirat din acel parfum. Dar foarte, foarte, foarte fain. Acum, următorul. Un parfum de la Casa Zimaia. V-am făcut aici unboxing. V-am făcut aici un clip de tip Versus. Și știu, multe o să-mi săriți în cap și o să-mi spuneți, ei bine, cu ăsta e cam dat-o în bară că nu prea e un parfum izirici sau ușor de purtat sau de zi cu zi. Dar, din nou, exact cum v-am spus de la începutul clipului, sunt recomandările mele, dacă doriți, pentru doamnele și domnișoarele ce se regăsesc foarte, foarte mult în gusturile mele. Și da, îl șterg să știți că da, asta fac așa. Bun, vorbim aici despre Nur Ud de la Zimaia. Nu aveam cum să nu-l includ. Și o să spui, ok, cum să porți nurud oriunde și oricum. Foarte, foarte simplu. Pentru că, doamne, pentru că este acel șagaf ud mult mai domolit pe latura Middle Eastern, da? Nu urlă șofranul din el, nu urlă udul acela cu subton dulce din el este mult mai domolit, exact cum v-am spus de la prima impresie, pe latura Middle Lister, însă calcă pedala de accelerație în ceea ce privește partea gurmandă. Da? Mai multe praline, mai multă ciocolată, o vanilie aș putea spune mult mai pronunțată decât în Shaga Food, foarte fain, foarte, foarte fain genul acela de parfum care pur și simplu te învăluie, um, ai așa o păturică din cașmir dacă doriți pe tine, nu știu, nu știu, um, suficient, cum să spun, dacă nu sunteți în zona mea, ar putea să fie genul de parfum de toamnă perfect pentru uh, a fi purta seara. Da? Dacă nu vă regăsiți în toate preferințele mele, dacă vă regăsiți în toate preferințele mele, din nou, cu siguranță îl puteți purta oriunde și oricând. Cu toate că la birou sau la școală, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș aplica decât, nu știu, trei pulverizări din el, adică pentru genul acesta de locuri ar putea fi uh, mult prea mult, da? Dar îl ador, îl divinizez, pur și simplu. Următorul parfum este um, cu și despre cafea. <laughs> Că de ce nu? Um, vine de la Al Rehab, v-am mai vorbit despre el și categoric vorbim despre French Coffee. Parfum din care, fără exagerare, dacă mai am 10 ml e lucru mare. Sincer vă spun. Nu știu dacă mai am 10 ml aici. Însă, în momentul în care uh, voi termina videoclipul, voi plasa încă o comandă pe site-ul celor de la Parfumas, deoarece acesta este la reducere. Și acesta, dacă nu mă înșel, vine cadou cu un ulei de corp, da? Și chiar am nevoie de încă o sticlă din fiecare. Bun. French coffee. Ce să vă mai spun în legătură cu French coffee? French Coffee, din nou, este un parfum cu dute vino, dacă mă pot exprima așa. De ce spun asta? Asta, nu astea. Spun asta deoarece nu toată lumea își dorește să miroasa cafea. Eu una, exact cum v-am mai spus mereu, ador cafeaua. Deci, după apă, cafeaua este băutura mea preferată. Ador cafeaua. Și, în afară de asta... Uh, pur și simplu, v-am mai zis eu în alte videoclipuri, eu sunt mai old school în ceea ce privește cafeaua În sensul că um, prefer cafeaua la ibric, cafea turcească la ibric, dar normal cafeaua turcească se bea cam atât Eu îmi fac cafea turcească, însă o beau dintr-o carafă da? Iar zațul acela, de multe ori, de foarte multe ori, îmi exfoliez și corpul cu el da? Deci ador cafeaua din toate punctele de vedere Revenind la French Coffee, ai cafea cremoasă, cu topping de ciocolată, cu topping de caramel, da? Și gândește-te că o servești lângă, adică alături de această cană de cafea, ai o farfuriuță plină cu bombonelele acelea tofifi, da? Și da, îmi lasă o senzație de apă în gură. Dar, către dry down-ul final, acest French Coffee devine... Lemnos vanilata, aș spune eu. Adică își păstrează și linia aceea de parfum. Nu e genul de aromă care să spui, da, are iz alimentar și punct. Nu. Pe mine, cel puțin pe pielea mea, asta este povestea dintre mine și French Coffee. Da, la început e genul de cafea mega, mega gurmandă, Nu, nu este cafeaua aceea, cum să spun eu venea în minte alt termen, dar are nu, nu, nu. Nu este cafea aceea clasică dacă doriți. Apă, cafea și o linguriță de zahăr. Nu. Aici ai cafea cremoasă, ai toate dulcegăriile din lume, topping de caramel, topping de ciocolată neagră și așa mai departe. Însă, din nou, pentru mine, pe mine nu mă deranjează să -mi mirosa cafea. Da? Bun. Acum am pentru voi două oloiuri. Pentru că știți că eu sunt fiartă, da, foarte, foarte fiartă pe parfumurile tip, și cred că am stat strâmb tot videoclipul, da, tot ce se poate, pe parfumurile tip uh, ulei, da, pe uleiuri parfumate sau ataruri, cum se spune, sau esență de parfum. Și n-am venit, venit către voi cu ceva de la Rogue Perfumes. De la U Arabi London, urmează să apară pe site-ul celor de la Dubai Collection. Am venit, am ales pentru tipul acesta două uleiuri care, sincer, 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 eu când le aplic nu simt nevoia să aplic și parfum. Da? Să pulverizez parfum. E drept, ambele vin de la Casa Al Haramain. Și vorbim aici despre Tanasuk, eternul Tanasuk și nu în ultimul rând despre Oyuni. Ambele sunt acele sticluțe bijuterii, eu v-am mai vorbit despre ele în alte videoclipuri, dar pentru mine, nu știu, sunt undeva foarte sus în topul preferințelor în ceea ce uh, privește treaba asta cu uleiurile parfumate, în primul și în primul rând datorită mirosului în sine și nu în ultimul rând datorită performanțelor. Din nou vă spun. Genul de ulei pe care eu uh, nu simt nevoia să-l combin cu altceva. E drept, eu mă mai joc de multe ori și combin și cu parfumuri, dar Tana suc, dacă, dacă nu-l aveți sau dacă Mă îndoiesc că nu știți despre el, că Tanasuc este unul din uh, cele mai vechi uleiuri, dacă doriți, uh, din ceea ce privește treaba asta din online cu parfumuri, parfumerie și așa mai departe. Tanasuc înseamnă bomboane de trandafiri îmbrăcate în zahăr brun cu ceva uh, bobițe dintr-o rodie, da? dar nu o cantitate foarte, foarte mare, și nu știu, ca să... are și ceva cafea pe undeva pe acolo, și exact atunci când v-am făcut unboxing-ul, parcă am făcut eu unboxing pentru acesta. Oricum, situația, păre... situația, părerea este fix aceeași. Este dacă doriți, copilul dintre Roses vanil de la uh, Mansera și intens Cafe de la Montal. Dacă Roses vanil și Intense Cafe de la Montal ar avea A Little Baby, el s-ar numi Tanasuc. Pur și simplu așa miroase, ca și cum mai face layering cu aceste două parfumuri. Și da, pentru mine, din nou, nu este uh, mult prea mult. E drept, e drept, recunosc, eu îl port în orice anotimp. Uh, îl port și vara, îl port și primăvara, însă seara. Da? Cel puțin vara v-am terorizat eu, mi-aplic uleiurile pe, pe lungimea părului și nu ai treabă. Da? Categoric. Și uh, acesta, da, acum toamna le aplic și pe, uh, și pe păr în continuare, însă toamna uh, le aplic foarte, foarte mult și pe piele. Dar, categoric. Exact cum v-am zis, 10 din 10. Dacă adorați Roses Vanille de la Mansera și uh, intens Cafe de la Montal, safe blind buy. Nu aveți cum să dați greș cu el. Nu are absolut nimic, nimic middle eastern, pur și simplu miroase strict precum acele două parfumuri. Și da, fac o pauză deoarece multă lume nu prea e în zona Mansera și Montal. Bun, o iunie... o iunie... Uh, schimbă puțin uh, placa dacă doriți. O iuni chiar miroase precum arată. <laughs> Și nu știu, pe mine mă duce cu gândul către lampa lui Aladin, nu mă întrebați de ce am eu... Da, N-am fumat nimic <laughs> decât țigări normale. <laughs> Bun, o iuni... O iuni este fresh dulceag, dar când spun fresh, nu mergeți către platura aceasta blue a parfumeriei, cum se spune, nu este freșul acela aquatic sau freșul acela citric. Fin pudrat, da? Freș dulceag, fin pudrat, iar ce m-a cucerit pe mine la acest parfum? Acordul de tutun. Eu aici resim tutun, însă nu orice fel de tutun. Um, V-am mai zis un în alte videoclipuri și aici nu încurajez pe nimeni la nimic Eu ador să fumez narghilea Ador narghileaua Iarna, vara, primăvara, nu contează Nu contează Dacă îmi dai o narghilea, sunt cea mai cu minte, nu mă auzi toată ziua Bun, um, gândiți-vă, o să caut totuși să vă inserez pe aici Nu știu, poate voi nu fumați narghilea Apropo, acesta mi se pare complet, complet unisex. De asemenea, Nur Ud, din nou, un parfum complet, complet unisex. Tanasu, cum să spun? Dacă sunteți domni și nu vă feriți de Roses Vanille de la Mansera sau de Intens Cafe de la Montal, s-ar putea, de fapt, dacă iubiți acele două parfumuri, o să iubiți și Tanasuc. O Iuni, din nou, mi se pare total, total unisex în tocmai datorită acestui tutun, că aici rămăsesem la treaba cu tutunul și încercam să vă spun că o să caut să vă inserez pe aici pe undeva o imagine, în momentul în care prepar narghileaua, ai suportul acela da? în care tu pui tutunul. Tutunul acela sunt pur și simplu frunze mai mari de tutun Uh, uneori se mai pun și bucăți de fructe sau așa mai departe, dar în principal ai frunzele acelea foarte mari de tutun în siropate, dacă doriți. Ei bine, o iuni fix așa miroase pe pielea mea. Gândiți-vă la o combinație la un tutun de narghilea format din uh, măr și ananas. Da? Pur și simplu fix așa miroase o iunii. Și cred că, da, gata. Credeam că iar i-am făcut ceva la filetul acela. Deci, o miroase precum o narghilea din măr și ananas. Preponderent mai mult să spun că resimt acordul de ananas. Și cu toate acestea, chiar dacă vorbim de ananas care, na, e fruct exotic, te duce cu gândul către vară, mare, soare și așa mai departe, tutunul de aici pentru mine nu știu. Îl ține perfect și pentru toamnă, dacă doriți. Da? Nu mi se pare neapărat. Nu știu. E genul de ulei parfumat versatil, dacă doriți. Îl port și îmi place foarte, foarte mult. Toamna îl văd ok pentru toamnă, dar totodată mi se pare super, wow, și pentru vară. Da? Categoric e la fel de frumos precum sticla. Bun! Dacă vorbim de toamnă, automat ne ducem cu gândul către fructe de sezon, da, deja l-ați văzut, către fructe de sezon și așa mai departe, în speță pere. Și ce puteam să aleg eu cu pere decât preiubitul LB608 de la Haifa Perfumes, care da, inspirație pentru label de la Jean Paul Gaultier. Ce să spun, că ai pară, ai pielea aceea întoarsă, foarte, foarte uh, din film, cum îmi place mie să spun. O inspirație pentru mine și pentru gusturile mele foarte reușită, foarte reușită. da. Din nou, o să caut să vă inserez aici repejor lista cu magazinele fizice unde uh, testați înainte parfumurile celor de la Haifa. Și, din nou, dacă nu ajungeți, link în bara de descrieri către grupul meu de Facebook Frec Family, unde e o postare în care suntem pe sistemul se rezolvă, boss. <laughs> Bun. Da? Dar, categoric, și exact cum v-am mai spus eu, mai mereu, parfumurile Haifa, um, cum să spun eu, dacă o viață, vorba vine o viață, dacă vă știți strict în zona de designer, și testați un parfum Haifa, s-ar putea să vă luați daună totală, între ghilimele. De ce spun asta? Deoarece parfumurile Haifa sunt mult mai puternice. Mult mai puternice. Dacă, în schimb, de o viață, vă știți în lumea aceasta Middle Eastern, dacă doriți a parfumeriei, și iubiți și vă regăsiți în aceste, în aceste parfumuri, da, parfumuri arabești, detest termenul, da, știu că normal vorbim despre parfumuri arabești, dar eu detest termenul, pentru că ce să vezi, nu toate sunt provenite de la arabi, ca să ne exprimăm așa, da, mai sunt și indieni, pakistanezi, și turci, da, și așa mai departe. De aceea, mie îmi place să spun parfumuri middle eastern. Bun. Um, parfumurile Haifa. Aici rămăsesem. Dacă vii din zona de designer, o să spui ce sunt astea, mă doare capul, mă tremură, mă, mă, mă ia, mă dă de pereți și așa mai departe. Dacă iubești parfumeria Middle Eastern, da, da. Vei rămâne pur și simplu ă, șocat de performanțele lor. Da? Categoric 10 din 10 pentru mine. Bun. Ultimele 3, minutul 43. Ultimele 3, minutul 43. Bun. Avem de data aceasta cineva ar spune parfum pentru copii. Dar nu, pentru mine nu sunt parfumuri pentru copii. Vorbim despre gama tubi's de la uh, Grandeur și eu am ales Chocolate Fudge, dacă se zic, dacă se spune corect, da? Pe la am ales astăzi să-l introduc în această selecție. Dacă sunteți ca mine, nu știu, gama aceasta și spun gama aceasta deoarece eu momentan l-am pe acesta pe Chocolate fagi și da, nu l-am pe lângă mine, îl mai am pe acela cu ambalaj bleu și alb, vi-l pe undeva pe aici, cream sau ceva de genul, da? Dar cu siguranță o să pun mâna pe toate din această gamă. Uh, în momentul de față le găsiți la Dubai Collection, cel mai mic preț de pe piață pentru aceste parfumuri, unde Roj 25 va aduce un discount de încă 10% pentru ele. Uh, ele vin în cantitate de 50 de mililitri și dacă nu... Uh, e genul acela de parfum care pur și simplu vreau să mi-l în nas. Bun, uh, dacă nu sunteți uh, iubitoare de parfumuri gurmande, categoric stați departe de ele. Dacă sunteți ca mine, aveți grijă că cel puțin acesta creează dependență. Da? Pur și simplu, ciocolată neagră, caramel, Irish cream, praline, zahăr, un fin de tot sub ton nati, aș putea spune. Este și un santal cremos pe undeva pe aici. Nu, cu ăsta n-am rezistat. Hai de mine, vai de mine, vai de mine. Acesta, dacă sunteți doamne sau domnișoare și sunteți la Cură de slăbire? <laughs> nu! Nu îl lăsați undeva la vedere. Eu jur, jur, și la mine când spun jur este lucru mare și lucru sfânt, ca să mă înțelegeți. Eu, un momentul în care simt parfumul acesta, da, și de asta l-am lăsat la final, eu trebuie să mănânc ciocolată. Jur! Deci nu, nu ai cum să rezisti. Um, inițial am crezut că e un genul acela de miros sintetic și așa mai departe. Nu cel puțin acesta este mega realist, dar mega mega realist. Exact cum v-am spus, ciocolată neagră, caramel, Irish cream, izul acela fiind de tot nati. Praline, zahăr și are și ceva cremos, dar nu e genul acela de cum să spun eu? Te poate duce cu gândul și către budinca aceea de ciocolată la plic, exact cum v-am spus la celălalt parfum cu budinca cu vanilie la plic. Da, acesta este budincă cu ciocolată la plic, da? aceea, Dr. Rutger sau cum se pronunță. Pur și simplu de acolo e, dar da își face simțită prezența undeva către dry down-ul final și izul acela de santal cremos. Adică nu știu, nu merge, e drept, partea aceasta gurmandă ține, dacă doriți, 80% din parfum, dar un 20% către dry down-ul final se resimte și acel santal cremos. Și da, pentru mine nu mă deranjează să miros așa. Bine, nu m-ar deranja nici vara să miros eu așa sinceră să fiu, dar mi se pare divin. Mi se pare divin, sincer. Da, iubesc parfumurile gurmande. Uh, și în afară de treaba aceasta, gama aceasta, nu știu, e superb el, ca parfum de sine stătător, da? Încă o dată, nu, pur și simplu, miroșa uh, ciocolaterie scumpă, dacă doriți, da? Nu știu, așa miroși. Dar, um, din nou, de exemplu, acesta îl văd combinat cu absolut toate, toate, toate parfumurile despre care eu v-am vorbit mai înainte. Da? Inclusiv uleiurile, inclusiv orice. Orice. Este, nu știu, baza în layering, dacă doriți. Bun. Și acum, minutul 48, hai că tot am vorbit mult, dar nu mai contează. Ultimele două. Avem, mă gândeam dacă să spun preferatul meu de la Casa Mezon Alhambra, 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 cum vreți voi, însă Ba da, ba da. Este preferatul meu de la Maison Alhambra. Mai aveam uh, unul în uh, Căpuc, dar nu. El este locul întâi și vorbim aici, bineînțeles, despre Atena. Și da, voi vedeți dentul acesta dubios, pentru că la un alt clip dentul era pe undeva pe aici. Ei bine, uh, de atunci sticla aceea uh, nu a dispărut, pentru că am undeva pe balcon o mare cutie cu multe sticle de parfum. Cutie care mi-a băgat cearta în casă, cum se spune, deoarece soțul meu face ce face și se împiedică de ea. Dar ce faci cu astea? Dar nu vezi că sunt goale? Nu, lasă-le acolo pentru că în luna decembrie facem clip de empties parfumat. Și nu, cu siguranță, bine, o să vă spun la momentul potrivit, toată acea cutie cu parfumuri nu am consumat-o anul acesta. Sunt parfumuri, fără exagerare, Câteva din ele sunt și de acum patru ani, da? Și de-abia anul acesta le-am terminat. Dar, da, revenind la Atena, aceasta este a doua sticlă și mai am încă două sticle de backup. De ce încă două sticle de backup? Deoarece pe site-ul de Dero o să vă las scris pe undeva pe aici, bine, momentan nu mai este în stoc, că eu am luat ultimele două sticle. Acesta Atena a fost la 106 lei sau 108 lei, da? Și prețul este perfect, da, pur și simplu perfect. Atena la 106-108 lei, nu ai ce să comentezi, ei două sticle ca mine și tași din gură. Bun, uh, lavandă cu vanilie, ambrat, moscat, către dry down final știu foarte sigur că se resimte o finaliere de cacao în acest parfum. Este și lemnos totodată, este și sofisticat. Nu miroase de listern și, o să-mi foarte mult hate pentru treaba aceasta, este acea reinterpretare a lui Barbary Gades cu performanțe mult mai bune decât însăși Barbary Gades. <gântu -i> da? Pe mine și pe pielea mea asta este toată situația. Uh, varianta Atena, Mezon Alhambra, persistă cu două ore mai mult decât originalul de la Burberry, Da? Și da, din nou, genul de parfum mega, mega versatil. Și da, culmea, eu nu prea mă dau în vânt după varianta originală. Da? Cu toate acestea, Atena sunt la a doua sticlă. Am tot zis că fac și un clip separat, că am zis să nu mai fac clipuri kilometrice și să vă fac recenzia unui parfum plus variantele sale de layering și am ales să fac variantele de layering separat și recenziile separat. O să vă pregătesc și un tip cu un tip, și un clip cu variante de layering pentru Atena de la Mezona Lambra, deoarece eu cel mai mult cam așa l-am purtat. Da? 80%, ca să vă dau procente Uh, L-am purtat în layering, dar e divin și da, bine, pentru mine din nou, eu l-aș purta și vara. <laughs> Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă, și da, știu, uh, am datorie la voi, între ghilimele, uh, clipul acela cu uh, lupta ADN-urilor, uh, nu, lupta parfumurilor cu același ADN și anume i-am gelato de la CAIALI plus tot așa lupta aceea, din nou luptă cu ghilimele, pentru uh, parfumurile inspirate din Delina, Delina exclusiv și Delina La Rose. Dar până la clipul cu uh, lupta pentru supremația ADN-ului lui Ian Pistace Gelato. Vă spun din start. <laughs> vă spun ber surpriza și așa mai departe. Preferatul meu. În ceea ce privește um, acest profil olfactiv, și anume Ian Pistace Gelato de la Caiali. Și, cum să spun, varianta care o văd perfectă pentru vreme rece, Vine de la French Avenue și se numește Lashes. Deci, și da, încep cu Deci. Acest parfum, dacă sunteți ca mine și adorați uh, ADN-ul lui Ian Pistace Gelato de la Kayali, aveți nevoie de Lashes de la French Avenue. Sinceră, sinceră să fiu, dacă ar fi să recomand un singur parfum inspirat din acesta de la Caia am pistace gelato, acela este Lascius. De ce este Lascius? Doamne Dumnezeule! Pentru mine, Lascius de la French Avenue este mămica și tăticul acestui ADN. Da? Este supremul. Este... Gândiți-vă la varianta originală sau la inspirația voastră preferată din momentul de față. Cum să spun? Mult mai bold, mult mai opulentă dacă doriți, mult mai in your face, mult mai nati, mega mega nati mi se pare acest lashes, nu știu, de asta îl văd perfect pentru vreme rece. Cum să vă spun eu, fără nici cea mai mică exagerare, este ca și cum ar fi varianta extract a acestui profil olfactiv, da? Atât de robust este și a fost așa de la prima pulverizare. Pur și simplu, de la prima pulverizare. Undeva în fundal, da, nu e ceva. Mami, de exemplu, nu simte. Însă eu, una, undeva în fundalul lui Lasceus, simt o adiere fină de șofran. E ceva acolo care mie îmi face click și îmi spune, ăsta e șofran. Iar cardamomul de aici, tati, e pe steroizi. Deci, e cel mai cardamom. Lasceți are cel mai cardamom <laughs> uh, din toate inspirațiile um, acestui profil olfactiv și anume ia Pistachio gelato. Nu știu. Pentru mine Lasceți este top numărul 1, uh, boss de boss și tot ce mai vreți voi. Da? Și din nou, pentru mine. Uh, este un easy rich pentru uh, vreme mai rece, exact cum v-am spus, fix datorită izului acela Nati, mult mai puternic față de absolut orice inspirație pentru acest ADN și datorită cardamomului, care din nou aici e mai. Uh, vine mai puternic către tine. Bun! Atât pentru videoclipul de astăzi. Um, încă o dată, dacă nu vă interesa treaba aceasta cu ceara, cu exfoliantul, gelul de duș și crema, îmi cer mii de scuze. Știți, nu sunt genul să vin aici cu. Adică, exact cum v-am spus și exact cum am stabilit împreună de la bun început, acest canal este închinat parfumurilor. Însă, mă repet, cu riscul de a deveni obositoare, am zis să fac și chestia asta cu. Uh, pentru că oricum, decât să fac un clip separat, așa, în următorul clip, filmez cu totul și cu totul altceva, da? Ca să nu pierdem timpul, dacă doriți. Um, pentru că are legătură, treaba aceasta cu beți multă apă, exfoliați-vă ulei, loțiune, da? Are legătură cu cu performanțele unui parfum, pentru că toți, toate, atât domn cât și doamne, ne dorim parfumuri cu performanță. Uneori, uneori, nu știu, te poți mulțumi și cu așa ceva. Depinde de starea de spirit. În continuare eu merg pe premisa aceasta. Depinde de starea de spirit pe care o ai. Depinde de vibe-ul tău, de cuvântul ăsta din acel moment. Bun, se rămână mult, dacă ați rămas cu mine până la final, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, hai să ne pă, citim în secțiunea comentarii, promit să las link inclusiv pentru toate, bine, pentru ceara aceasta de la Pepco nu am cum să vă las link, mi se pare ei au doar site, da, nu, doar site fără vânzare, în fine, văd eu, da, a și pentru Lupilu. <laughs> Da, dar lăsând gluma deoparte. Deci nu îmi lipsesc. Chiar dacă eu am și creme cu parfum și așa mai departe, nu. Uleiurile și cremele pentru bebeluși de la Lupilu sunt sfinte. Vara, toamna, iarna, primăvara, când vreți dumneavoastră. Dacă vreți, performanță. Bun, gata, gata. Prea mult. Uh, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!